Doamnelor, domnilor, bun regăsit la podcastul Spandugino, Reziliență prin cultură, un nou invitat de marcă, un invitat extraordinar astăzi. E al doilea invitat al ciclului de conferințe Justiția Memoriei pe care Fundația Spandugino le organizează în parteneriat cu Fundația Academia Civică. Sever Voinescu, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că suntem împreună. Ai ținut o conferință admirabilă despre unul dintre mari oameni ai modernității până la urmă, despre Václav Havel. Václav Havel, bine că l-au avut ei, e titlul acelei conferințe. Da. Vreau să plecăm un pic mai de departe. Și anume de la următoarea chestiune. De ce formula aceasta claritate morală și când o pronunț am în minte inclusiv numele lui Václav Havel, deci are un prezent atât de turbulent? Eu cred că are pentru că e prost înțeleasă. Claritatea morală, în esență, înseamnă că nu îți pierzi sau, dimpotrivă, mai mult îți exerciți dreptul sau capacitatea de a spune răului că e rău și binelui că e bine, în momentul în care întâlnești răul sau binele în versiunile cele mai flagrante, cele mai bine și clar conturate. Nimeni nu spune că claritatea morală este o demisie de la nuanță, o demisie de la rafinament, o demisie de la o judecată sofisticată, de la o judecată care cumpănește până la urmă între alb și negru, și toate lucrurile astea, nici vorbă de asta. Dar pur și simplu sunt momente în istorie și momente în viață în care te întâlnești cu răul sau cu binele în forme atât de, sau în versiuni atât de pregnante, de copleșitoare, omenește vorbind, încât să începi să forțezi un exercițiu de nuanțare chiar și în situațiile astea este, hai să spun așa, ridicol, nepotrivit în orice caz, pentru că te îndepărtează de la experiența ca atare. Și o să fiu acum mai concret, că asta a fost partea de teorie. De pildă, în istorie, când te întâlnești cu fenomene precum Auschwitz sau Gulagul sau ce se întâmplă acum în Ucraina, gropile comune îngrozitoare pline de civili. Lucrul ăsta s-a întâmplat de asemenea și în fosta Iugoslavie și așa mai departe. Din păcate, istoria Europei în secolul 20, iată și secolul 21, e cumplită. Te întâlnești cu asemenea situații. Sau la Sighet. E bine, E bine, cum poți să reacționezi nuanțat în fața acestor situații? Pur și simplu trebuie să admiți, e răul însuși. Diavolul dănțuiește. Și cu asta basta. În momentul în care spui, da, e rău, dar... Și încep să nuanțezi, totuși și oamenii aia care i-au băgat în gropile comune pe nefericiți, poate că și ei au un pic de dreptate. Auzi, da, poate că și victima, nici ea nu e complet nevinovată. Și când încep să nuanțezi la infinit lucruri de astea, ratezi, de fapt, o experiență umană, o experiență existențială formidabilă, și anume întâlnirea cu răul sau cu binele, pentru că situația este se poate regăsi și pe versantul celălalt, în formele lor copleșitoare, extraordinare și îndrăznesc să spun absolute într-un fel. Ori dacă ratezi asta, părerea mea este că ratezi ceva extrem de important în viața ta. Și acum, claritatea morală înseamnă această capacitate pe care nu trebuie să ne pierdem niciodată de a identifica răul ca rău și binele ca bine când sunt evidente. Pericolul care este? Pericolul este că asemenea situații sunt totuși rare în viață, ca și în istorie. Nu avem, slavă Domnului, în fiecare an cât un Auschwitz, cât un Gulag sau grop comune. După cum nu avem nici în fiecare zi lucruri de o noblețe și de o bunătate extraordinară. În general trăim în nuanțe, trăim în griuri, asta știm.
Și e bine să ne educăm mereu capacitatea de discernământ, inteligența, de a înțelege toate aceste nuanțe, de a le evalua corect. Dar de multe ori exersăm asta și ducem acest tip de exercițiu foarte util în, să spun, 90% din situațiile de viață și în acele 10% de situații de viață în care ne întâlnim cu binele și rău în forme absolute și în care trebuie să le spunem pe nume. Bine, punct. Rău, punct. De fapt, despre asta e vorba când spun claritate morală. Dar are un nume prost, cum spuneți, și cu asta mă opresc, pentru că mulți oameni înțeleg prin claritate morală suprimarea capacității de a mai nuanța. Ceea ce nu e cazul. Dimpotrivă, aș spune, când sesizezi că nu există nicio nuanță, se poate întâmpla în viață să nu existe nuanțe în situații, în tragedii mari și în tragedii personale se poate întâmpla să nu existe nicio nuanță, nu? E, dacă nu există nicio nuanță, n-o căuta. De fapt, despre asta spune, despre asta înseamnă, asta înseamnă claritatea morală. Un exercițiu elementar de matematică. Astăzi cât fac 2 plus 2? 4 după socoteala mea. Întotdeauna 4? Da, bun, înțeleg ce spuneți și ești un banc celebru cu povestea asta. Cu 2 plus 2 spune un elev că fac 22 și începe o poveste întreagă cu părinții care sunt acuzați, cu profesorul care e acuzat că nu înțelege creativitatea elevului și așa. Bun. Da, e adevărat. Există, slavă lui Dumnezeu, există pe lumea asta lucruri foarte clare. Și nu trebuie să le ratăm. Despre asta e vorba. Cu nuanța sau cu observația imediat de făcut că cele mai multe lucruri în viață nu sunt clare. Dar atunci când sunt, trebuie să le recunoaștem ca atare. Uh-huh. Asta e tot. A avut, subînțeleg, un alt trecut acest concept, claritate morală. Bună oară, când Václav Havel era în viață, conceptul acesta și Václav Havel stăteau pe aceeași pagină? Cu Havel e ceva foarte aparte, pentru că el a fost o personalitate cu totul și cu totul neobișnuită. A depășit, să spun așa, limitele în care operăm noi în mod uzual, în mod uzual, da, și instrumentarul cu care noi cunoaștem așa cum lumea, o face orice persoană care excepțională, practic. Da, 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 da. Și mi-e greu să spun că a fost sunt atitudini ale lui și sunt puncte de vedere ale lui care fără îndoială pot fi astfel caracterizate ca fiind atitudini de claritate morală. De pildă, în momentul în care a susținut fără rezerve acțiunea militară NATO împotriva lui Milošević în conflictul iugoslav, în momentul în care a susținut fără rezerve invazia americană în Irak, vorbesc de 2003 sau da, când a fost, Saddam Hussein, da? Da, nu de 1991. Da, da. Bun. Astea sunt atitudini de claritate morală. Astea sunt atitudini în care omul a înțeles că există pe lumea asta bine și rău și că trebuie să fii de partea binelui și că dacă spui că asta e bine și începi să nuanțezi. Da, e bine să-l dăm jos pe Saddam Hussein, dar poate că totuși nu așa. Poate că totuși bombele alea chimice nu erau chiar chimice. Bine să-l dăm jos, dar l-am dat jos, dar poate că dacă se dă jos singur e mai bine. Când intri în zone de genul ăsta, părăsești o anumită poziție de claritate morală. Acum, sigur că e periculos. Eu am dat două exemple destul de periculoase, fiindcă posteritatea acestor momente le judecă altfel. Eu îmi permit să le judec, însă diferit de, să spun, opinia majoritară astăzi. Eu sunt unul dintre cei care cred și astăzi că a fost bine că... Să oprim doi demenți până la urmă. Da, și nu numai asta, dar înțeleg foarte bine contextul, înțeleg foarte bine ce înseamnă decizia politică și limitele ei. Și decizia militară și limitele ei. Și cred că în tot acel context au fost deciziile corecte. Dar mai în spate, înainte de sau până în 1989, ar putea spune că Václav Havel a fost un rezervor de claritate morală? Da, într-un fel a fost, pentru că
opoziția lui la tipul lui de dizidență a fost foarte special. Și anume? În anii 70 și în anii 80, dar și înainte, dizidența asta central-europeană, anticomunistă, se compunea mai ales din trei categorii de oameni. Erau cei mai, să spun, vehemenți și cei mai implicați, așa, erau fără îndoială foștii comuniști care se simțeau trădați dintr-un motiv sau altul, au fost excluși de la putere sau pur și simplu erau oameni care intraseră în Partidul Comunist, activaseră așa ca niște buni comuniști din convingere și și-au dat seama pe parcurs că de fapt nu e ce își imaginau. Și oamenii ăștia s-au simțit răniți. Și mulți dintre ei au intrat în conflict cu puterea politică comunistă, cu guvernul comunist, deși fuseseră comuniști sau erau încă comuniști. E cazul probabil cel mai faimos al lui Jacek Kuron în Polonia, dar nu numai, și Michnik într-o mare măsură e din același aluat. Apoi exista opoziția catolică. Deci ei primii erau foștii comuniști care se luptau cu comuniștii care le trădaseră idealurile, crezul și așa mai departe. Da? Credincioși și cu pragmatici, să zicem. Apoi aveai opoziția catolică, foarte puternică și în Ceoslovacia și în Polonia, care era clar opoziția unor oameni credincioși față de un stat ateu. Bun. Da, da. Și apoi aveai opoziția multor oameni care pur și simplu resimțeau puternic până la insuportabil condițiile proaste de existență, condițiile proaste de muncă, sărăcia, absurdul unei birocrații, sau pur și simplu resimțeau direct asupra vieții lor de zi cu zi invazia aceasta a unei mizerii lozincarde vândute drept viitor luminos. Bun. Havel nu era din niciunul din filmele astea. Era un catolic budist, nu? Nu știu că era... Da, era... Pentru că era da, prieten în mod aparte cu Dalai Lama. A devenit după aia prieten foarte bun cu Dalai, foarte bun prieten, foarte apropiat cu Dalai Lama, e adevărat. Dar ce vreau să spun este că Havel venea dintr-o familie foarte bogată. Cred că am spus la conferință lucrul ăsta. Bunicul lui a fost un foarte... iscusit și avut dezvoltator imobiliar în Praga începutului de veac. Tatăl lui a fost încă și mai bun în același domeniu. Unchiul lui a fost, unchiul, adică fratele bunicului, a fost proprietarul celui mai mare studio de film din Praga precomunistă. Și nici pe linia mamei nu stătea rău. Era o linie de vechi diplomați cehi, în fine, cu bună tradiție și cu bună situare materială. El a fost într-o familie bogată. El a și spus chestia asta, că dacă lucrurile mergeau normal, el ar fi fost un filozof bon viveur toată viața lui. Adică avea de toate, călătorea, scria, filozofa și așa mai departe. Dar n-a fost așa, pentru că în 1948, când el avea 10 ani, sau 12, comunismul a venit, le-a luat tot și au devenit evident o familie marginalizată, o familie paria, iar el nu a putut să facă studii din cauza asta. A terminat liceul la Seral, nu știu dacă cei care trăiau în fine de vârsta mea așa mai știu ce însemna liceul la Seral, probabil că acum nu mai... Adică era în fine o formă de asta în care făceai școala fără să te duci. Așa, da. Nu, făceai școala fără să te duci și la sfârșit se dădea 5 așa și în fine treceau toți. Pentru că n-a mai putut să termine o școală, să spun așa, normal, a fost exmatriculat. După aia, el n-a terminat niciodată nicio facultate, a încercat un an sau doi la o studii economice pe ideea că erau foarte mulți studenți și las că mergem acolo cu miile, mă pierd. Dar l-au prins după 2 ani, l-au exmatriculat, a încercat o altă facultate tot la fără frecvență, la Seral, da. Bun, nici pe aia n-a terminat. În fine, asta a fost viața lui, pentru că a aparținut
acestui gen de familie. Și noi știm din România, avem, cum să spun, zeci, sute de exemple de genul ăsta, oameni care au purtat, au purtat un nume stigmat. Au purtat un nume care era al unei familii, cum să spun, bogate, importante, influente înainte de comunism, a venit comunismul. Noi știm că comunismul, dacă a avut un proiect comun cu adevărat tuturor țărilor în care s-a instalat, a fost acela de a-i reprima pe oamenii de treabă. Oamenii care au făcut, oamenii de ispravă. În asta constă internaționalismul cu adevărat al comunismului. Ce numim, ce numim noi oameni de ispravă? E, proiectul general al comunismului a fost ca pe ăștia să-i reprime. Scurt, bun. Și asta s-a întâmplat și acolo. Și după aia a trebuit să înceapă să lucreze. Deja la 16-17 ani, 18 ani, trebuia să să-și câștige viața și avea joburi de-astea, laborant într-un, într-un laborator chimic de chimie, a cărat butoaiele într-o berărie, teșghetar, în fine, joburi de genul ăsta. Și la un moment dat a ajuns să fie mașinist într-un teatru, tot trecând așa. Și a fost întâlnirea lui cu teatru și i-a plăcut, în fine, el a avut întotdeauna, evident, o plecare. Da, intelectuală și filozofia a fost visul vieții lui și filozofia i-a plăcut. A fost un rege filozof, apropo? Într-un fel se poate spune că a fost. Există un, un text pe care l-a scris Adam Michnik la moartea lui în 2011, care se chema foarte frumos, superb, superb text. Poate cine știe odată o să-l traduc. Eu am vrut să-l traduc la Dilema Veche, dar din păcate excede mare, cu mult, nu? Da, excede mare, cu mult da. Dimensiunea admisă într-o revistă și astăzi nu mai putem publica seriale, că nu mai stă nimeni când îi spui, știi, pe vremuri, să, în revistele, pe TikTok, nu? În revistele de cultură pe vremuri se publicau, foiletane, da. Da, și ajungeai la episodul, nu știu, 10, 11, al 10-lea, al 12-lea, al 12-lea episod, era în regulă, știi? Astăzi, deja, asta o spun și eu ca om care conduce o revistă și mi-am dat seama, dacă eu ajung să public ceva și spun episodul 3 sau 4, nu mai citește nimeni, pentru că nimeni nu mai urmărește chestii de astea, în primul rând. Oamenii și-au pierdut capacitatea de... Urmărim doar seriale pe Netflix. Într-un fel și memoria, nu? Nu, urmărim doar seriale pe Netflix. Dar serializări în domeniul acesta al, al revistelor culturale, cum ea, nu se... Textul acesta însă ar merita serializat. Textul ăsta al lui Adam Michnik. Da, da, în care fine. Se cheamă? American orice caz tradus. Textul, da. Textul se cheamă De la Socrate la Pericle și face cumva aluzie la ce spuneți, la ideea asta a regelui filozof, da, da, da. Da. Și eu povestește Michnik cum l-a cunoscut pe Havel, cum a evoluat relația lor, prietenia lor și unde a ajuns. Și e cu toată verva aia lui Adam Michnik și, da, da. Și cu umor, dar și cu lucruri adevărate, consistente spus. În fine, cred că a fost un rege filozof, se poate spune asta, și a pățit cam ca toți regii filozofi, adică a pornit în uralele și în admirația tuturor și a sfârșit, vorbesc de ca, percepție. Percepția politică, da? Și a sfârșit prost, adică cehii îi păstrează în general o amintire rea. Nu, nu le-a mai plăcut de el de la un moment dat. Nimeni nu e profet în țara lui, nu? E adevărat. Și el este una din, politic vorbind, una din acele personalități care are o mult mai mare cotă în afara țării decât în propria asta din Europa țară. Centrală și chiar din, din spațiu estic, asta e și o unitate de măsură faptului că a făcut bine. Ești detestat la știu, final la tine în țară, poate și... Știu, eu nu știu, eu nu... Sau nu, că ai, nu n-ai făcut mult rău, eu poate. Nu știu eu cum judecă electorul ce acum. Nu știu dacă judecă bine sau nu. El are experiența... Cetățeanul ceh a avut experiența președintelui lui Václav Havel. Și i-a plăcut sau nu i-a plăcut. Mai degrabă astăzi putem spune că nu i-a plăcut. Dar eu, ca cetățean european, am avut și eu experiența intelectualului și omului politic european Václav Havel și mie mi-a plăcut mult. Ba și, chiar, cred, și cred că merită să-i fim recunoscători exact, pentru lucruri esențiale. Punctual, ba chiar pentru ceva anume, trimit la titlul conferinței, bine că l-au avut ei. Da, 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 da. Și pentru că l-au avut ei, de fapt, și noi, într-un și fel, l-am avut, da, sau beneficiem de eu am pus titlul ăsta al conferinței și m-am bucurat că ți-a plăcut. Da. Pentru că am dat un răspuns cumva... Da. Unei întrebări care frământa... Două întrebări din astea am avut noi. De ce nu avem Nobel și a doua, nu?
Asta cu Nobel, nu știu, dar chiar oamenii actuală. De pe stradă se întreabă, dar oamenii de pe stradă în anii 90 se întrebau de ce n-avem și noi un Havel. Da. Asta era, am trăit amândoi vremurile alea și ne amintim. Da, da. Asta era deja o întrebare, pot să spun că era o... Bine, întrebarea era retorică, era de fapt un fel de complex, exprimai o nemulțumire, da, în legătură cu suntem starea pârliții, ta, pârliților, suntem pârliții pârliților, și una din formele de exprimare în anii 90 a acestei lamentații de sine era asta. Bă, n-am avut și noi un Havel, știi? Sigur că era într-o formă retorică, interogativă, adică de ce n-am avut și noi un Havel? Și acum răspund eu în 2022, nu l-am avut, dar bine că l-au avut ei, fiindcă într-un fel am beneficiat și noi. Și am beneficiat pentru că Havel a fost acolo la punctul potrivit. Acum, eu ca om credincios nu pot să nu mă gândesc la om providențial. Nu pot să nu mă gândesc la providență în situațiile astea. Om providențial, da. Pentru că a fost acolo cu toată greutatea lui, cu tot prestigiul lui extraordinar, într-un punct potrivit în omul timpul potrivit la timpul potrivit și în locul potrivit. Da. 20-21 aprilie, nu? Aprilie 1993 e vorba de o întâlnire pe care a avut-o cu Bill Clinton într-un moment în care Statele Unite, cam toată lumea în Statele Unite ale Americii se gândea că e cazul să dizolve NATO. Căzuse Uniunea Sovietică, se desfințase sfârșitul istoriei, Varsovia, Fukuyama, nu? Toată lumea era convinsă, acum Rusia era complet răvășită și învinsă, da, toată lumea era convinsă că Rusia va merge prin un drum democratic într-un fel sau altul, sau că în orice caz va putea fi de acum încolo un partener al unui aranjament de securitate în Europa, în care toată lumea să fie cu minte și ei s-au liniștit și noi ne liniștim. Și atunci îi spuneau americanii, care atunci ca și acum plătesc cam 70% din bugetul NATO, din da? Asta din nu, din facturile NATO, cam 70% da, 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 le plătesc, da, ei. Așa? Și atunci, domne, de ce să mai ținem alianța asta? Că s-a terminat. Scopul, rostul înființării ei nu mai există. Și atunci de ce să mai ținem? Și e de spus că în momentul ăla, 92-93, cam toată lumea în America gândea așa. Inclusiv republicani, inclusiv republicanii cei mai războinici. Mi-a căzut în mână acum vreo 2-3 ani un raport făcut de Rand Corporation. Rand Corporation este... Sunt, adică dacă vrei pe cineva... Cu cioc de oțel, cu cioc de oțel mai, știi? Rand Corporation avea un raport în de porumbel. Da, în termenești. Nu, în care spunea, dom'le, într-adevăr nu mai are rost să mai dăm bani. Ăștia, da, continuăm să creștem noi militar, dar NATO nu mai are rost. E, și în momentul ăla, Havel, sigur, împreună cu Lech Walesa, dar noi vorbim de Havel acum, a avut o vizită la Washington, s-a întâlnit cu Bill Clinton și i-a spus asta, i-a spus că Bill Clinton era... Acum, Clinton când dă interviuri astăzi... Rescrie istoria. E, un pic așa. Ca majoritatea politicienilor. La bătrânețe, da, te uiți în urmă, vezi între timp ce s-a întâmplat. Și da, în... da. El acum spune că nu, că de fapt el de la bun început era convins că NATO trebuie păstrat, pentru că simțise el că Rusia va continua să fie o amenințare. El ne spune asta azi. Bun, din ce știm, cel puțin din ce cum îl vedeam atunci, era indecis. Dar era și el în mediul ăsta în care, bun, și pentru că el era chemat să ia decizia asta. Nu toți îi spuneau în jur, congresul, erau audieri în congres, ONG-uri, politicieni, militari, toată lumea îi spunea asta. Bobinaj, să zicem. Da, și el trebuia să spună bine, domnule. Și s-a întâlnit cu Havel. Și a doua zi s-a întâlnit cu Walesa. Da. S-a întâlnit cu Havel și noi avem astăzi stenograma acelei întâlniri, că s-a desecretizat, cred că acum 2-3 ani. Cum e la ei, nu știu, 30 de ani sau nu știu cât au trecut și s-a desecretizat și acolo el l-a întrebat pe Havel, având un mare respect pentru Havel, l-a întrebat ce poate face America pentru voi, în fine ați luptat cu comunismul, ați dat jos comunismul, nu știu ce, și Havel a spus asta, extinde NATO spre est. Asta e prăjiturica.
Și asta e ce poți face. Și sigur, Clinton a fost un pic mirat. A doua zi și mai mirat. Și Valesa a spus același lucru și pare să că sunt și memoriile unor oameni care erau cumva în jurul lui atunci, inclusiv Madeleine Albright, care spun că au fost decisive întâlnirile alea și că în orice caz Clinton a început să se gândească și altfel la chestiunea asta. Și sigur că a ajuns la ideea că organizația trebuie păstrată, hai să o facem mai degrabă politică decât militară, ca să nu ne mai coste așa de mult, dar hai să o păstrăm și să o și extindem spre est, ca un fel de premiu moral pentru cei care au luptat cu comunismul. De altfel, la prima extindere NATO în 99, cred, la Madrid, nu? La prima extindere NATO, când au intrat în NATO Cehia, Ungaria și Polonia, Clinton în discursul lui a și pomenit exact aceste momente. A zis ceva de genul: o facem pentru că Budapesta 1956, Praga 1968, Varsovia 1980-1981. Cu alte cuvinte, a gândit-o și el ca un fel de premiu politic pentru cei care au avut țările din Est, fost comuniste, care au manifestat o rezistență clară de grup mare, societală, să spun așa, în fața comunismului. Și el a gândit-o așa. Dar faptul că atunci NATO nu s-a dizolvat, gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat cu noi astăzi dacă NATO n-ar fi existat. Nici nu vreau să mă gândesc. Prin urmare, asta înseamnă pentru mine un om providențial, adică un om care pică împotriva curentului, toată lumea gândea într-un fel, și vine unul care are atât de mult prestigiu și n-are niciun fel de argument altul decât prestigiu și aura lui. Altul n-are, știi? Și vine și spune, nu, trebuie să o luăm invers. Și întoarce pe el și trec generații și îți dai seama că aia a fost decizia corectă. Asta înseamnă un om providențial. Și în sensul acesta, da, Havel a fost providențial, așa că, cum am spus, bine că l-au bine avut că ei, l-au dacă avut, tot nu l-am avut. Bine că l-au avut ei, bine că îl avem pe Sever Voinescu la podcastul Spandugino. Justiția memoriei e o formulă care derivă sau e un fel de chintesență a unui citat care e faimos din Ana Blandiana: atunci când justiția nu reușește să fie o formă de memorie, memoria singură poate să fie o formă de justiție. Un studiu de caz pentru ceea ce înseamnă justiția memoriei. Václav Havel, cel care spunea, între altele, mi-e greu să accept rolul distribuitorului de speranță, am mai degrabă nevoie să fiu încurajat. Dar și adevărul nu este doar ce crezi tu că este, ci constă și din circumstanțele în care este spus, cui, de ce și cum. În fine, omul modern, spunea Havel, trebuie să coboare pe spirala propriei absurdități cât se poate de jos și doar atunci va putea privi dincolo de aceasta. Este evident că e imposibil să o ocolească, să sară peste ea sau pur și simplu să o evite. Un mare lucid al secolului el, trecut, acum, el Václav este, Havel. Da, și eu cred că ai nimerit-o. Cred că cuvântul cel mai potrivit care îl caracterizează este luciditate. Da. Într-o lume în care ne-am cam pierdut mințile. Da, sau mi s-au sucit mințile. Sau în fine, sau nu ne, din ce în ce mai greu să fim luciți. Da. Nu adevăr, ci post-adevăr. Sigur că și el avea ideea asta încă din anii dizidenței de a trăi în adevăr versus a trăi în minciună. E o idee pe care o găsim, în fine, în gândirea și în scrierile multor dizidenți, și Solzhenitsyn are foarte, subliniază mult lucrul ăsta, pentru că, într-adevăr, ei au resimțit, oamenii ăștia au resimțit comunismul ca pe o mare minciună, și nu doar că e o minciună în sine, dar o minciună care a putut cumva infesta cu minciună toate straturile societății, da, până la cea mai mică celulă. El are, de pildă, Havel are în faimosul lui eseu Puterea celor fără de putere, exemplu ăsta al prozaristului care atârnă deasupra prozarului lui lozinca proletari din toate țările, uniți-vă. Și Havel se întreabă, acum, pe bune, chiar îi pasă prozaristului dacă se unesc proletarii din toate țările sau nu se unesc? Nu. Și atunci el se întreabă, de ce ar pune un om lozinca asta acolo? Bun, primul răspuns este că au venit de la partid, l-au pus, l-au constrâns și dacă nu face, asta e situația, în fine.
Dar divorțul lui, divorțul a prozaristului față de Lozincă, e evident, adică omul are alte probleme acasă și cu... în fine. Și el pleacă de aici ca un caz de a trăi în minciună și el spune că este important, cât de important este să refuzi să trăiești în minciună. Iar una din ideile lui cele mai puternice din acest eseu, care, atenție, e un eseu din 78-79, este că sistemele totalitare, sistemele dictatoriale produc în mod natural dizidență. Cu alte cuvinte, dizidența, opoziția nu este ceva excepțional, nu este ceva ce trebuie gândit în termenii unui eroism antic, așa ceva cu totul și cu totul formidabil. Și necesar, inevitabil. Nu chiar. E inevitabil, da. Și până la urmă spune el, de aici și puterea celor fără de putere, fiecare om care alege să nu mai trăiască în minciună, este un dizident. Asta nu înseamnă că trebuie să scrii pe ziduri, să te duci să îți dai foc ca Ian Palach sau să faci gesturi de-astea uriașe, înseamnă formidabile. Astea sunt lucruri. Dar sunt momente excepționale. Ce vreau să spun este că e de ajuns în pătrățica ta, în celula ta, să-ți faci treaba, să fii un om onest, acolo unde ești, să fii un om onest și prin asta deja te opui unui regim. Fisurezi, te opui unui regim care de tipul ăla. Minge la fileu, un citat, apropo chiar de aceasta, tot din asta, Pavel. Oamenii sunt siliți să trăiască în minciună, dar poți fi silit să o facă doar pentru că sunt capabili să trăiască astfel. Așadar, acest sistem nu doar că înstrăinează umanitatea, ci în același timp umanitatea înstrăinată sprijină acest sistem și mărețul său plan involuntar, ca pe o imagine degenerată a propriei degenerări, ca pe o înregistrare a eșecului oamenilor ca indivizi. Tot el însă spune că adevărul și iubirea înving minciuna și da, ura. El a avut ideea asta și din punctul ăsta de vedere sunt convins că astăzi mulți nu-l digeră. Nu-l digeră. El a avut ideea asta că pentru ca societatea să se facă bine, oamenii trebuie să se recupleze cu o ordine metafizică superioară lor. Și de acolo trebuie să-și regândească, să-și reforjeze viziunea asupra lumii. Cu alte cuvinte, lumea asta nu este un rezervor suficient de repere pentru o viață în adevăr. Oricând spui lucrul ăsta, atunci era în regulă să-l spui, era în regulă să spun în limbajul ăsta, să spun așa cum se zice, dizident. Dacă îmi spui asta astăzi în lumea liberă, în fine, nu e neapărat foarte, foarte în regulă. Pentru că imediat ești privit suspicios, dar ce vrei tu să spui cu ordinea asta metafizică? Dar cine e ordinea asta metafizică? Dar de unde apare? Ce-a făcut ea în ultimii 5 ani? Ce-a făcut ea, dacă în fine? Și intri în alt. Dar Havel credea lucrul ăsta și a spus-o de câteva ori. Foarte bine. De asemenea, el era un om care... am citit acum recent câteva lucruri scrise, în fine, de câțiva români despre el și erau unii care spuneau că e un om foarte de stânga. Iarăși, mi-e greu să spun asta pentru că ai spune că da, de pildă, el era foarte ecologist. Foarte ecologist. În plus, el simpatiza în mod natural orice era mișcare civică. Îi plăcea ideea de mișcare civică în sine. Orice inițiativă non-guvernamentală sau non-instituțională, când trei oameni în virtutea libertății lor se întâlnesc să facă ceva, orice, lui deja chestia asta îi se părea simpatică. Uh-huh. Pentru că el credea că asta e democrația. Iar un lucru care astăzi l-ar pune, să spun așa, într-o tabără poate a stângii, să spun mai ales a unei stângi radicale, ar fi că lui nu-i plăcea, avea mare, mare neîncredere în democrația reprezentativă. Toată chestia asta cu faptul că oamenii își aleg niște reprezentanți care ăia își trag legitimitatea din votul ăsta și acționează ei mai departe ca și cum îi reprezintă. Deci era un fel de atenian, să zicem, nu? Democrația directă. Democrația directă îi plăcea. Da. Și atunci îi plăceau inițiativele civice, știi? Și îi spune în sensul felul ăsta că seamănă cu anumită gândire de stânga. E adevărat. Pe de altă parte... cum am spus, a susținut atitudini foarte musculoase de dreapta. Pe de altă parte, era un om care avea o critică
ce poate fi socotit azi conservatoare la adresa modernității. De pildă, ele aveau dezvoltase, mai ales în ultimii ani, și se vede asta în literatura lui, o veritabilă spaimă față de modul în care tehnologia pune mâna pe om. Și gândește-te că era începutul anilor 2000. Fără Facebook, fără nebunii. Și ar fi nebunii. Scris în 2020. 20 de, ani mai, 20 de ani mai târziu suntem mult mai rău decât eram din punctul ăsta de vedere. Și ultimele lui piese, de fapt, într-o oarecare măsură, confirmă tema asta, dar el a avut-o de mult, încă din anii 80. Ideea asta că tehnologia pune stăpânire în mod tiranic pe om. E nou totalitarist, de altfel nu da, e... Da, 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 și el... Se întâlnește cu... Apropo, precedentul invitat în suita aceasta de podcasturi cu Justiția Memoriei era... A fost Thierry Wolton și el însuși crede că tehnologia, și are și o carte chiar recent publicată pe tema asta. E noua servitute, așa spune. Eu asta cred. E noua închisoare. Bine, asta e noi de tehnologie, vreau să spun. Lucru bun în chestia asta este că deja toți ne dăm seama de asta. Adică nu sau, mai tot, sau tot mai mulți. Nu mai e nevoie de, cum să spun, nici colo un intelectual strălucit care se ridică împotriva ignoranței noastre și neam. Asta a fost în anii 80. De aia spun că într-o măsură oarecare el, și el face tipul ăsta de critică și iarăși poate fi critica asta poate fi asimilată școlii de la Frankfurt și unui anumit tip de idee a omului unidimensional, consumator sau consumist, cum ni se zice acum, că noi luăm cuvinte din engleză și le facem românești. Și modul ăsta, deci o critică care vine pe versantul ăsta, dar în același timp este și o critică, dacă vrei, care vine din pe versantul creștin, acolo unde o anumită antropologie, care este antropologia creștină, îți vorbește de un anumit tip uman care este, iată, corupt și de tipul ăsta de ispită extraordinară care este tehnologia. Cu alte cuvinte, din orice unghi o iei, se sizez că nu e în regulă. Nu e în regulă, știi? Și măcar sunt mulțumit că noi toți suntem de acord că nu e bine, fie că venim dintr-o parte, fie că venim din cealaltă parte. Da, continuăm să facem. Dar măcar suntem convinși că facem rău. Primul știi? Pas da. E ca să te vindece, să recunoști că ai o boală, nu? E într-un fel cum e cu fumatul, știi? Da. Fumezi, știi că îți faci rău. Te lași de mâine. Și, nu știu, și fumezi. Apropo, Havel a fost un mare fumător. De altfel, probabil că asta l-a și răpus. Dar... M-am uitat la multe fotografii ale lui, în fine, lucrând la subiectul ăsta. Multe erau cu țigara, nu? Ce multe, doamne, 75-80% dintre ele. Pentru o publicație corectă politică astăzi, e mai greu să găsească cu el fotografii fără țigara în gură sau fără țigara fumegând într-o scrumieră și așa. Da. Speranța, spune Havel, nu este convingerea că lucrurile vor lua o întorsătură bună, ci convingerea că ceea ce faci are sens, indiferent ce întorsătură iau lucrurile. E o moștenire imensă cea pe care ne-a lăsat-o Václav Havel, dar este și una grea, una greu de dus astăzi. Bun. Hai să ne lămurim. Om ca el nu mai există. Din cauza asta eu am spus că moștenirea lui e închisă. Pentru mine moștenire înseamnă să ai moștenitori care duc mai departe ce ai făcut tu. El nu are moștenitori, nimeni nu mai e ca el, punct. Dar faptele lui, acțiunea lui, deciziile lui, atitudinile lui au marcat secolul într-o asemenea măsură, și asta cu NATO am dat doar un exemplu, mai sunt câteva, au marcat textul, de pildă, viziunea lui asupra Europei, este așa, a fost una din ideile pivotale pe baza căreia s-a scris probabil un deceniu întreg de istoria Uniunii Europene. Deci a marcat secolul, suntem în siajul lui, suntem clar în consecința multora dintre acțiunile și atitudinile lui, de la dizidența anticomunistă până la câteva multe decizii de lui sau poziția lui ca președinte. Atenția unei țări foarte mici. Știi că, care și-a făcut un destin mare, nu? El a spus odată asta. A zis o chestie formidabilă. El era mare, chiar dacă ești o țară mică, el, nu? El era un mare admirator al lui Thomas Masaryk. Și în 93, cred, a inaugurat un monument al lui Thomas Masaryk și acolo a ținut un discurs în Cehia. Și a spus
că am murit ca națiune în momentul în care am refuzat să mai trăim măreți. Și mie mi se pare că asta e de spus oricărei națiuni mici. Marile națiuni trăiesc măreți și fără, și fără să vrea. Chiar și când devin din ce în ce mai mici. Da. Într-un fel, da. Dar tot mă zic. E, dar când o națiune mică își acceptă statutul de națiune mică, și aici fac cu ochiul clar către realitatea românească, da? Încetează să mai trăiască, de fapt, ca națiune. Și asta e o idee, e o vorbă a lui Thomas Masaryk, de fapt, pe care el a reluat-o și în care a crezut tot timpul. Dar vine, trăim, cu alte cuvinte, direct în consecința multora dintre acțiunile lui și dintre idei și în consecința practica unor idei ale lui, dar moștenirea lui e închisă, nu mai e nimeni ca el. Și nici nu cred că o să mai apară cineva ca el. În sensul ăsta a fost un om providențial. Da. Eu am citat la începutul conferinței o vorbă care mi-a plăcut mult a lui Milan Kundera. Când Havel a murit, Kundera a spus capodopera lui a fost destinul lui. Formidabil. Care e dincolo și de cărțile lui și de eseurile lui și de poeziile lui și de, în fine, cariera politică. Destinul lui ca atare, tot ce s-a întâmplat cu acest om de când s-a născut până când a murit, este o capodoperă. Corect. Și sub semnul ăsta și sub semnul acestui gând îl și înțeleg eu pe Havel și de aia spun că a fost un om providențial. Pentru el conta foarte mult ideea aceasta a rolului. În ce rol crezi că a jucat cel mai bine? Hai, mi-e greu să spun. Ce cred eu astăzi, un român în 2022, ca să circumstanțiem precis, că cu siguranță ce cred cehii sau ce credeau cehii acum 10 ani despre el e cu totul diferit. Eu cred că a fost, eu nu cred că au fost multe roluri. Cred că a fost rolul lui în care a curs de la cap la coadă și în sensul ăsta e o capodoperă. Adică el n-a schimbat hainele. Știi, unul din lucrurile care e uimitor cu el și în general le place mult oamenilor să le spui, să le povestești asta, este că el ca președinte s-a purtat identic, egal cu sine cu perioada anterioară. Când nu era președinte, nu? Și după. Sunt momente anecdotice fabuloase. Da, dar trebuie să spun un lucru. Probabil că unul dintre cele mai emoționante, experiențe omenești ale mele în viața mea a fost să cunosc, am cunoscut doar doi oameni în situația asta. Am cunoscut zeci de oameni înainte de a fi la putere, după ce Dumnezeu, conjunctura, viața, poporul le-a dat putere și după ce au pierdut-o. Roller coaster-ul ăsta este zmintitor. Da, e un tescutor nesor. Nu seamănă omul de dinainte de putere cu omul de la putere. Banul și omul de puterea, după. Testele mari, da, corect. Nu seamănă. Da. E să produce o schimbare, nu-i mai recunoști, sau în fine, ești apropiat, îl întovărășești pe parcursul ăsta, dar vezi schimba. Doi oameni, nu-mi cere să-i numesc, dar doi oameni în viața mea am cunoscut, care au fost perfect egali. Mă, da, perfect egali. I-am cunoscut în fiecare din aceste trei episoade. Și eu îl iubesc pe Andrei Pleșu. Perfect egali. Așa. Ascultă-mă un pic. Și Havel a fost unul dintre cei de felul acesta. Ce este important și ce este interesant este că publicul, adică cu alte cuvinte cei care nu au experiența asta de a fi înainte, nu, urci la putere și pierzi, adoră genul ăsta de experiențe, pentru că există un cum să spun, o atractivitate față de ceea ce este omenesc și ceea ce este genuin, o atractivitate naturală a noastră a tuturor. Și când simți că asta nu se pervertește și nu se schimbă, îți dă un sentiment tare. Știi de ce? Pentru că ai sentimentul că poți să reziști în umanitatea ta oricăror ispite, dacă reziști aceste chestii. Havel a fost un asemenea om și se și spune despre el că în Palatul Prezidențial unde avea birou, el a fost președinte din 90 până 92 al Cehoslovaciei și din 93 până în 2003 al Cehiei. Vă zic că 13 ani, enorm.
Acum, fie vorba între noi, orice om politic poate să fie și cine vrei. Se poate sminti, da. Nu, nu, se erodează. Da, 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 da. 13 ani, nu te mai place poporul, cum să spun, știi, deja, lasă-mă, domne, să mai vină și alții, știi cum spunem. Bun. E bine, se și spune că în palatul lui prezidențial acolo avea ceva... Telescopul acela? Da, lunetă, luneta, nu știu, lui, ceva, nu? Ceva care privea spre pușcăria pe celula, care... Celula, nu? Și chiar da, celula. El a făcut, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar se non eveloie pentru a pentru că el s-a purtat, repet, egal, n-a uitat nicio secundă ce i s-a întâmplat, dar n-a uitat în ce sens. Nu că când a ajuns la președinte a început să-i caute pe aia care l-au bătut, l-au torturat, l-au, deși nu știu dacă a fost chiar bătut și tot, dar în orice caz l-au reprimat în pușcărie, da. Și așa mai departe, cei care l-au închetat, cei care l-au condamnat. A făcut de multe ori pușcărie, de altfel. Da, a făcut. Eu am încercat să pun cap la cap din sursele pe care le-am avut, firește, cred că cu totul se strâng cam 6 ani, aproape de 6 ani. Cea mai lungă perioadă a avut-o... 2 sau 3, nu? A avut vreo 3 ani dat în, da. Din... A fost din... Cam până în 83 a avut vreo 3 ani. Dar a fost înainte luat câte o lună, câte o săptămână, iar o lună, iar 2 luni, iar o săptămână, în fine. Din ce mi-am dat seama, cam aproape strânse cu totul, aproape 6 ani a stat în închisoare. Era și el, cum spune astăzi Andrei Pleșu... Dom'le, au mare pușcăriaș. Știi? Dacă ne întrebeați pe Andrei Pleșu cum s-a făcut, spune, dom'le, eu am fost format de pușcăriași. Cum așa? Noi ca paleologul Sergio al George, știu ce. Pe mine m-a format o generație de pușcă. Și Havel a fost un mare pușcăriaș în sensul ăsta. Sigur, înțelegem ce înțelegem prin asta. Dar această egalitate extraordinară a lui omenească... Ca să-i pun numai o singură formulă. Da. În rolul lui Václav Havel, Václav Havel, așa, nu? Da, da, da. Nu? Da. Și atunci de-aia sunt că nu cred că s-a schimbat în vreun fel, că era alt gen de om. Adică dacă te uiți de pildă la cum îl descrie Micnic la prima lor întâlnire în 79... Sau Kate Richards, nu? Da, bine, lasă asta, că nu știu cu ăștia cu... Auzi, pentru mine cântăreți ăștia din Rolling Stones nu sunt chiar o sursă istorică serioasă, știi? Așa, așa. Nu de alta, dar ei, datorită unor obiceiuri pe care le au, pot să vadă lucrurile din jur într-o cu totul altă lumină decât și cu totul alt sens. Bun. Nu, eu vorbesc de pildă. Dacă citești cum îl descrie Mihnic în eseu despre care am vorbit în 1979, la prima lor întâlnire, îl recunoști și în 2000, și după aceea, și 2003 și în 2010. Da, 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 da. Adică un tip care este fundamental un timid, dar în același timp plin de imaginație și de determinare, un tip care are mereu ceva nobil și elegant în el, cu un simț al umorului colosal și care în fața oricărei chestii pe care le întreb e gata să-ți răspundă cu un citat din Patočka sau din Heidegger. Asta îi nebunise pe ăștia din comitetul polonez de, cu care se întâlniseră ei, că s-au întâlnit cehii cu polonezii, da. Și îi nebunise că ei, polonezii, vreau acțiune, erau conduși de Curon, știi? Vreau acțiune, vreau acum să facem, să amizdat, să facem, să organizăm greve comune, chestii, nu știu, nu știu. Și Havel răspundea din Patočka și din Heidegger. Dar asta era omul. Și totuși forța lui transformatoare, impactul lui asupra istoriei a fost colosal. Uite așa cu Patočka și cu Heidegger. O ofensivă de șarm. De șarm, dar și de inteligență. Și nu uita, una din trăsăturile pe care le înșiră Micnic acolo este determinare. Un om foarte determinat. Mm-hmm. Uite ce mai spune. Acțiunile umane devin cu adevărat importante atunci când izvoresc dintr-o luciditate vie a vremelniciei și a efemerității lucrurilor omenești. Doar această luciditate poate insufla măreție într-o acțiune umană. Da, el este lucid, Știi, există... Știi ce este cu luciditatea ce este tulburător? E că sunt diferite tipuri de luciditate și aici ai dintr-un fel de... Poți să spui că Cioran nu e lucid? Ba da. E lucid. Ba da. Dar câtă diferență între luciditate? Da, da, da. A lui unde îl duce luciditatea pe Cioran și unde îl duce luciditatea pe Heidegger? Și atunci încep să te întreb pe ce luciditate mai aia care poate fi și așa și așa de... În fine,
eu mizez sau pariez mult mai mult. Hai să spun altceva. Cred că asta e luciditatea. A lui Havel, da, nu? Da, da. Pentru că există potențialul de a face lucruri mărețe, de a face lucruri cu adevărat extraordinare în oameni. Și el vedea asta nicio secundă nu. În sensul ăsta el este un umanist de fapt. Știi, da. Vorbeam, nu mai știu, cred că cu Adrian Papahagi într-o zi despre Havel și mi-a spus, zice, cred că de fapt era un umanist, poate singurul umanist de secol, de final de secol 20, când deja umanismul nu mai era, mai e neapărat datat istoric, o linie de gândire sau măcar un mod de a vedea lumea. Dar el probabil că asta era. Și e ceva adevăr, deși poate mai mult decât asta, dar e ceva adevăr în asta. Și atunci, având încrederea asta în scânteia divină până la urmă, sau măcar, hai să spunem altfel, în termeni laici, în capacitatea de creație extraordinară, capacitatea extraordinară de a crea a oamenilor, ce spune el este atât, domne, trăiți în adevăr, refuzați minciuna, trăiți ca un om onest. Știi, există două texte ale lui care mie îmi plac extraordinar, sunt două scrisori pe care le-a scris. Una a scris-o în 1968 lui Dubček. Vă zic că primăvara de la Praga, toată lumea era entuziasmată în Ceoslovacia, era o efervescență extraordinară cu povestea asta, că desfințase cenzura, se liberalizase deja niște părți din economie, deschisese granițele, era deja un moment de înflorire, știi? Și el a scris un articol, o scrisoare lui Dubček, în care a spus, fii atent, n-o să reziști, tovarășii tăi vin după tine. Iluzia ta, că Dubček avea ideea socialismului cu față umană, asta era de fapt ce făcuse. Și vine Havel, Ice Bucket Challenge. Și a zis, da, și a zis, fii atent, nu există socialism cu față umană. O să vezi că vine aia după tine. Îți cer un singur lucru, te rog. Dom'le, când o să vină aia după tine și te dau jos, că e clar ce ți se va întâmpla, repet, lumea era în alt film, știi? Da. Și, dom'le, fii onest. Comportă-te onest, atât. Nu fi eroic, nu te arunca în aer. Nu. Pentru te... că? Fii onest. Pentru că asta este o sămânță pe care o arunci acum și nu știi când va rodi în istorie și cât de importantă este. Pentru tine poate nu înseamnă nimic asta. Sau poate te gândești că politic e bine să faci o manevră, o fandare, o voltă. Da. Să eviți ca să revii. Sau știi, machiavelic, să gândești o formă. Nu. Fii, domne, onest. Atât. Și un an mai târziu îi scrie lui Gustav Husák, cel care a venit după Dubček și a adus așa numita normalizare, cum s-a spus atunci. Da, da. Adică reinstaură. De fapt, în două luni a înlăturat tot ce făcuse Dubček și a readus sistemul de dinainte, că ăsta e comunismul, de fapt. Și scrisoarea e mult mai dură și scrisoarea este în termen de, să spunem, aproape amenințători sunt, știi. Dar aceste două scrisori mie îmi plac și le citesc adesea, când una, când cealaltă, pentru că mi-arată un Havel care înțelege foarte bine ce se întâmplă, știi, foarte bine. Luciditate. Da, dar în sensul și ăsta, da. Foarte mult talent moral, de fapt, nu? Da, se poate vorbi și despre talent moral, dar aici, în fine, deschidem o altă discuție, ce e talent moral și, în fine, ne ducem la minima moralia, la cărțile domnului Andrei Pleșu. Dar, da, era un om formidabil, a fost un om formidabil și chiar dacă puțin mai vorbesc astăzi despre el, chiar dacă moștenirea lui e închisă, cum spuneam, trăim, domne, în consecința lucrurilor. Totalitarismul este un accelerator de curaj și de talent moral și democrația ar fi un amortizor, un încetinitor. Poți să spui asta. E clar că, paradoxal, vedem mai mult curaj
sau vine măcar curaj la înaltă intensitate în momentele de tiranie decât în momentele de democrație, de libertate. Și într-un fel e firesc, pentru că în momentul de libertate e normal ca toată lumea să fie curajoasă. Nu ieși în evidență fiind curajos într-un climat liber. Da, în mod evident, într-un climat represiv, tiranic, da. El era un fel de avocat al unei centralități a eticii, până la urmă, prin exemplul... De ce e evacuată sau, hai să nu fiu așa de dur, marginalizată sau împinsă dinspre centru către margine etica în spațiul public, în discurs? Am întrebat asta pe câțiva prieteni de-ai mei care se ocupă de științe politice. Păi, tu ești cu dilema și cu, nu? Da, nu, am întrebat, de fapt am format avemă, de ce a câștigat domnul Machiavelli bătălia? Da. Pentru că e limpede că politica a devenit sau și-a găsit, a găsit în temerea propriei ei, hai să nu spun imoralități, să spun amoralități, în Machiavelli. Și, domne, așa se face. Știi? E o fatalitate? Nu știu dacă e o fată, dar așa s-a întâmplat. E o notă tare. Oricum, așa s-a întâmplat. Da. Asta e. Da. Și facem adesea apel la real politic, la, domne, omul politic, trezărie. Știi ce se întâmplă? Uite, mă gândesc la diferite situații și în istoria României, de pildă. Vezi, la diferite situații când trebuie să ai curajul ca lider politic pentru binele propriei tale națiuni să fii imoral. Sunt situații de genul ăsta? Eu știu măcar una. Și știu măcar una în care persistența într-un anumit fel de moralitate a adus dezastru pentru națiunea română. Să ne gândim la asta. Poate că politica este cu adevărat un domeniu în care, ca să-ți atingi scopuri, trebuie să te murdărești, Machiavelli. Sigur că mi s-a răspuns imediat, atenție, Machiavelli vorbește despre genul ăsta de politică când ai scopuri mari. Când ceea ce urmărești merită cu adevărat sacrificiul ființei tale morale. Adică nu te murdărești pentru o manevră politică de genul vreau să-l numesc unul de la mine de la partid la ministerul cutare. Nu te vinzi, nu-ți vinzi sufletul pentru asta. Prețuiește ființa morală din tine și ține-o pentru momentul în care, de pildă, îți salvezi sau nu salvezi țara cu prețul obrazului tău. Asta mi-atrag imediat atenția, cum să spun ăștia, partizanii lui Machiavelli, dar au dreptate. Au dreptate, pentru că, într-adevăr, Machiavelli nu spune fiți șmecheri și reți, corupți tot timpul. Da, da. Nu. El spune, face, lucrul ăsta trebuie făcut, îi zice principiul. Când se mize cu adevărat, da, mare, când era, trebuie să gândești mare. Cum era, da, la el unificarea Italiei. Lucruri de anvergura asta. Da. Și el nu este sau nu face neapărat un apel la imoralitate sau la amoralitate 24 de ore din 24, că ăsta este sportul. Noi am înțeles asta în... nu vreau să spun că nu-l citim pe Machiavelli, că-l citim. Mai mult vreau să cităm, spun că, spune nu, vreau că... să spun că asta ne place nouă să înțelegem așa, de acolo, știi? Da. Deci nu e ignoranța noastră cea care ne face să înțelegem machiavelismul așa cum îl înțelegem, ci este natura noastră mai degrabă predispusă la compromis pentru propriul confort, pentru micul și confort. Ne aducem un argument al autorității. Corect, corect. A zis-o e, și e mai bătrână, degrabă asta. Da. Dar altfel, da, există momente în istorie când conducătorul politic trebuie să accepte să fie, să mintă, sau în fine să facă încă lucruri mai grave, nu vreau să le numesc, pentru binele și pentru o cauză mare. Asta spune Machiavelli. Poate că nu e așa. Dar în orice caz, asta e lumea în care trăim. Și aici trebuie să spun că spre tulburarea mea sunt o grămadă de creștini care gândesc așa, pentru că se duc la faimoasa parabolă
a cezarului și a dinarului, să spun așa, da, că da, era un dinar acolo la mijloc, și ei înțeleg că dacă Mântuitorul a spus dați cezarului ce al cezarului Dumnezeului Dumnezeu, el de fapt separă lumile. Cu alte cuvinte, politica e într-o parte, Dumnezeu e într-o parte. Da, 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 da. Asta e. Cum să fie? Cum să spună Mântuitorul că Dumnezeu e într-o parte și politica e într-o parte? Când ne spune tot timpul că Dumnezeu e peste tot. Nu, ce face acolo Iisus Hristos e ceva mult mai subtil. El, de fapt, îți indică ordinea lumii, fiindcă parabola e citită doar în fragmentul ăsta, dar nu e citit tot ansamblu. Și că acolo e aproape o regie, ca la teatru. Știi? Pentru că când fariseii îl împung pe Iisus Hristos cu asta e una din acele întrebări, știi? Fariseii, cum știi, puneau întrebări ca să-l prindă. Uh-huh. Știi că în viață pui două tipuri de întrebări. Pui întrebarea când vrei să afli, da, și pui întrebarea când harpon. Da, când îl vrei să-l duci pe ăla la colț, da, să-l înghesui, să-l prinzi cu ceva, știi? Bun. E întrebarea, să spun, anchetatorului și întrebarea cercetătorului, dacă vrei. Ăștia erau anchetat, nu? Și atunci îl întreabă ce să facă oamenii ăștia cu să plătească impozit, nu? Cezarului, că uite, cezarul, Dumnezeu. Și Iisus știe că dacă spune să nu plătească impozit cezarului, devine un insurgent, devine un haiduc. Da. Și cu asta își diminuează în mod clar anvergura misiunii. Și din potrivă, dacă spune da, domne, să-i dea bani cezarului, devine un colaboraționist. Devine un om al ocupantului. Și atunci... Alegerea grajul fiind, de fapt. Da, și atunci alege să spună, de fapt, lucrul mare. Adică ăștia îl întreabă ceva în planul ăsta al jocului nostru, da, aici. Te-am prins... Și el la întrebarea asta dă un răspuns. Ridică, de verticală. Da. Și el, în esență, ce face? El ia casa, el ia moneda, este un dinar, arată pe ea chipul cezarului, nu că se bătea pe moneda, da, 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 și spune, dați cezarului ce al cezarului, adică ceea ce are chipul lui pe... Uh-huh. Lucrurile care poartă chip în ele, pe ele, chipul stăpânului, da? Moneda asta e a cezarului, are chipul, da, da, lui. Da, da, da. Și Dumnezeu ce are Dumnezeu? Oamenii poartă în ei chipul lui Dumnezeu, noi suntem creația lui Dumnezeu. Inclusiv cezarul este creația lui Dumnezeu. Așa cum moneda aia are pe ea chipul cezarului și din cauza asta e a cezarului, noi toți avem în noi chipul lui Dumnezeu, nu? Ne spune Vechiul, da, Testament, deci suntem ai lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el stabilește ordinea. Aici e centrul de greutate, da, în parabolei. Despre asta e vorba. Nu în citat, despre, în sine. Despre asta e vorba. Nu e vorba unei că se separă lucrurile. Corect. Ce vrea că le așează în ordine. Aici e cezarul cu ale lui, cu politica, cu moneda, cu așa, și deasupra lui e Dumnezeu, care inclusiv regatul lui Dumnezeu este inclusiv regatul cezarului, nu e o separație, da? Despre asta e vorba când da, trebuie să urmărești gestul, să citești tot fragmentul, urmărești gestul și să înțelegi ceea ce mie uneori mi se pare ca și făcut cu ochiul, așa cumva, cred. Asta e deja prea mult ce spune. Dar în fine... Știi? Dar noi avem și astăzi creștini care spun, nu, domne, eu cu politica, nu, politica e o chestie a diavolului, e al cezarului, eu sunt cu Dumnezeu. Mm-hmm. Nu poți să fii cu Dumnezeu și să nu fii atent și cu cezarul dintr-un singur motiv. Cezarul e semenul tău, e ca tine și tu ești ca el. Havel știa lucruri din astea, de subtilitatea aceasta. Havel avea și umor însă, nu? E, exact. E incompatibilă claritatea morală cu umorul? Nu, din potrivă, nu? Da, să nu uităm, Havel este un autor dramatic. Piesele lui sunt în continuare și în general sunt subsumate în acest curent, în mare vogă atunci, al teatrului absurdului. Mare vogă, în anii 60-70. Un absurd însă diferit la Havel de absurdul. A evoluat, să spun. Da. A avut la început, în primele lui piese, a avut tema asta, care era, să spun, în anii 50-60, tema favorită a absurdului și la Ionesco și la Beckett, la Ardo și așa mai departe. Tema asta a vorbei goale, a limbajului, a personajelor goale complet, care rostesc vorbe, discursuri paralele, știi, ăla zice ceva și celălalt zice ceva, știi, avea Ionescu o vorbă, zice, în momentul în care
eu te întreb ce faci și tu îmi răspunzi 7, s-a năruit universul, știi? Adică avem de fapt, da, eu, de fapt eu nu te întreb, de fapt tu nu-mi răspunzi, știi? Bun. E, cam asta, asta e schema mare a Teatrului Absurdului în anii 50-60, multe piese cu lucrurile. Și el, primele piese ale lui Havel sunt despre asta, despre modul în care limbajul formalizat, birocratizat mai ales, ajunge să te trădeze și golește și, de sens, și devigoște și... Dar după aia lucrurile au evoluat, începe să pună probleme morale mai serioase. Problemele morale ca atare lipsesc din piesele clasice, să spun, de Teatrul Absurdului. Havel începe să le pună prin anii 70-80, începe să vadă în piesele lui rolul, poziția dizidentului în societate, face bine, nu face bine, sunt oameni care nevinovați, care suferă de pe urma actului de dizidență, ce răspundere morală are dizidentul în raport cu asta. În fine, începe să-și pună readuce probleme etica, de genul ăsta. În centru, da, apropo, începe, nu? Să-și pună probleme de genul ăsta, care sunt evident probleme morale foarte serioase și știi. Și după aia, spre final, prin anii 80, el are o perioadă de vreo 20 de ani care n-a mai scris piese. A fost, să spun, imediat după 90 și după aia, prin 2007, a revenit, a mai scris una sau două. Deja astea sunt piese în care vorbește despre povestea asta cu tehnologia care înlocuiește viața, care sunt noile lui. Deci are o evoluție în dramaturgia lui, a tematicii și a modului de exprimare. Părerea mea este că ea este cumva congruentă cu evoluția gândirii lui politice și cineva care studiază asta ar putea face o lucrare interesantă, să despre vadă modul în care eseistica lui politic, da, a evoluat și cum s-au văzut asta cu piesele lui, fiindcă e evident că, sau mie ca cercetător superficial al problemei, mi se pare că e ceva acolo. Dar el în general a fost citit așa. Oamenii care se ocupă de teatru l-au luat ca dramaturg. Pe bucăți, pe secțiuni. Da? Și asta e despre asta. Oamenii care se ocupă de politică și uite cum vorbim noi aici, de chestia, da, cu președinția, cu NATO, cu comunismul, cu alea. Ori el e capodopera lui, destinul lui e opera lui. Da. Ultima întrebare, Sever Voinescu, a acestei conversații atât de minunate. Ce crezi că este mai actual acum? Viața în adevăr sau puterea celor fără de putere? Păi nu, ele merg împreună, pentru că de fapt ce spune Havel este că cei fără de putere, adică care n-au puterea, da, politică, n-au puterea militară, să spun, puterea asupra forței de constrângere, puterea în stat, au totuși puterea extraordinară de a trăi în adevăr, știi? Și de fapt asta îți dă puterea, în esență asta spune. Lucrurile merg împreună. Astăzi, da, ce să spun, sigur că iarăși lucrurile par mult mai clare într-un context dictatorial și deodată devine așa confuze și, știi, da, vezi vorba apostolului Pavel, vezi ca ghicitură, știi, când trăiești într-un sistem democratic, într-un sistem cu libertăți și așa. Fără îndoială că imperativul vieții în adevăr rămâne, doar că probabil adevărul e mult mai dificil de simțit, de palpat, de înțeles, de aflat și poate chiar și de trăit într-o lume în care toate lucrurile se rostogolesc pe stradă în jurul tău și fiecare își pune eticheta de adevăr. Și adevăr acolo, adevăr acolo, adevăr acolo și vin și unii care te liniștesc. Știi ceva? Nu-ți mai bate capul. Toate sunt adevărate. Sau trăim un post-adevăr. Aia spun, știi ceva? Toate sunt adevărate. Sau, știi ceva? Adevăr e ce vrei tu. Stai liniștit. Ăla-i cu adevărul. Și atunci te liniștești și nu mai ai tensiunea aia, trebuie să cauți adevărul, pentru că până la urmă mă întorc la dreapta, tot la stânga, am pus mâna pe el. Știi? Și în sensul ăsta, da, e mult mai dificil. Mult mai dificil. Ce bine că te-am avut astăzi, Sever Voinescu. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la podcastul Spandugino. Îți mulțumesc și îți mulțumim pentru conferința Vaslav Havel. Bine că l-au avut ei. Da, mulțumesc. Eu mulțumesc. A fost o mare plăcere și a fost o mare bucurie să pot vorbi și să împărtășesc așa câteva idei despre acest om pe care sigur îl admir enorm
și care a însemnat atât de mult pentru Europa și implicit pentru noi. Și care, reiau acest citat tot din Václav Havel, spune așa: adevărul și iubirea înving minciuna și ura. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Eu vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes și cu podcastul și Fundației Spandugino și editurii Spandugino, pe care o urmăresc cu mare bucurie. Mulțumesc încă o dată. Toate bune. Toate bune.